Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. În această zi, alături de mine, în studio, se află un invitat special pe care îl avem. Este vorba despre pastorul, profesorul și autorul de carte creștină, Nicu Geantă. Nicu, bun venit în America, bun venit în emisiune. Bine v-am regăsit, mă bucur că sunt împreună cu voi și nu-mi doresc decât ca Dumnezeu să reverse harul peste tot ceea ce se lucrează printre românii din America. Nicu Geantă este într-o scurtă vizită în Statele Unite ale Americii și avem bucuria să îl avem din nou cu noi împreună în emisiune. În această zi, împreună, vom încerca să abordăm o temă pe care noi o considerăm foarte importantă și anume să vorbim despre educație. Educația în societate, educația în biserică, educația și rolul ei, importanța ei în viața bisericii și în viața slujitorilor. Nicu Geantă este un profesor, el lucrează în domeniu și cred că este o autoritate și este de competență ca să putem aborda subiectul acesta. Nicu, pentru început îți propun să discutăm câteva aspecte de ordin general și să ne spui câteva lucruri despre educația din România, despre sistemul de învățământ, despre cum funcționează lucrurile acolo. Atât în România, cred că și în America sau în Europa, în momentul de față, educația, oamenii când vorbesc despre educație, cred că a educa un om înseamnă să bagi ceva în el, în mintea lui. Mi-a plăcut o sintagmă pe care am auzit-o, o sintagmă a unuia dintre celebrii din antichitate, nu mai știu sigur cine, dar a spus așa, cuvântul educație vine de la educere. Educere înseamnă a scoate. Ca să poți să educi pe cineva, trebuie să scoți ceva din el. Noi de multe ori ne gândim, mă, educat este dacă bagi în el cultură generală, dacă într-un copil îl învață engleză, dacă știe matematică sau dacă știe anumite lucruri. Și asta face școala. Școala bagă numai informații. Din nefericire, educație este altceva. Educație este a scoate afară din el niște lucruri. Și vezi, noi învățăm să ne cioplim caractere. În momentul în care cineva își cioplește un caracter prin educație, scoate afară, îndepărtează tot ce nu-i bun. E ca Michelangelo, îl întreabă cineva, zice, cum puteți dumneavoastră dintr-o stâncă de marmură, dintr-o bucată de marmură, să faceți un înger? Păi zice, este foarte simplu. Eu dau la o parte tot ce nu face parte din înger. E, educația, școala, biserica, societatea, familia, în primul rând, ar trebui să fie acei cioplitori care dau dintr-un tânăr sau dintr-o persoană, dau jos tot ce îi zgură pe el să se vadă aurul. Acum, este foarte adevărat că în ultima vreme, și asta se întâmplă peste tot în Europa și cred că și în America, din nefericire, nu mai se pune mare accent pe ceea ce înseamnă educație, pentru că tot ce înseamnă valori sociale sunt cumva aplatisate. La ora actuală, în România, nu mai este mare diferență, să spunem, un vârf mai înalt și unul mai jos între un manelist și domnul Pleșu, între nu știu ce filozof și un copil care se droghează. La ora actuală au început să apară vipuri tot felul de persoane care sunt neavenite. Ei bine, asta este tocmai din lipsa de educație, pentru că unii oameni uneori cred în zilele noastre că educația, sau bine, dacă ai ajuns VIP, dacă ai ajuns vedetă, dacă ai ajuns să ai bani, ei cred că gata, acum poți să spui și orice. Și uite-te și tu și toți se pot uita tot ce înseamnă vlogăreală la ora actuală. O grămadă de vlogărițe, o grămadă de vlogări care sunt pur și simplu, deci în ceea ce privește cultura lor generală sau limbajul lor, este cumva la limita, la marginea de jos. Numai că influența lor, fie că apar, nu știu cum, că s-au tunat, să spunem așa, să apară ca niște persoane care dau mai bine pe afară decât pe dinăuntru și oamenii urmăresc. Și atunci s-a aplatizat. Nu se mai face diferența dacă ești profesor universitar și un sudor la ora actuală. N-am nimica cu sudorii, să nu cred, sau tinichigiu. Oamenii nu mai fac diferențe. Adică în România un profesor este plătit mai prost decât un sudor, să zicem, sau un macaragiu, sau unul care pune taile, cum ziceți voi. Și nu se poate așa, nu că ne-ar fi trebuit să fie respectați oamenii ăștia, dar s-a aplatizat. Nu mai există valori.
profesorul nu mai are o mare valoare, preoții sau pastorii nu mai au nu știu ce valoare, și asta din cauza că tot li s-au băgat tot felul de știri, tot felul de lucruri care sunt mărunte. Știți, și când oamenii au început să se ocupe cu lucruri mărunte. Acum mai vreau să spun ceva. Nu înseamnă că dacă oamenii care fac bani sunt și educați, că ăștia sunt pe televiziuni, prin media, peste tot să influențeze. Văd o grămadă de oameni care au nu știu ce firme, vin să dea educație financiară. L-am văzut pe un chinez, nici nu știu cum îl cheamă, și s-a dus la unul dintre oamenii apreciați de la noi din România, dar nu vreau să dau numele acum, un ziarist apreciat, la un interviu, cum sunt cu tine. Și îl întreabă pe ăla, ai citit cartea mea? Da, am citit. Ai auzit cartea mea despre Suze? Da, o știu, da. Și numai că nu stai, o, plec, înseamnă că tu m-ai chemat aici, că tu le știi pe toate. Dar el a venit din China lui, a venit cu o aroganță să ne vorbească nouă românilor ce anume trebuie să facem noi, că noi nu am fi educați. De ce? Că el era pe niște munți de bani, că nu știu cum se face afacere. Ei bine, la ora actuală, oamenii cam asta cred. Și știi ce fac, Cosmin? Își dau cu părerea. E un flăcăiaș și în România, nici nu vreau să-i pomenesc numele, care e vlogger, are vreo 20 de ani, se duce la o emisiune și îl întreabă o ziaristă din România, zice, câte cărți ai citit în viața ta? Dar ăla este deja, are zeci, sute de mii, milionul de dolari. Păi zice, cred că vreo 15. A luat foc toată România. Și el a spus, da, dar am citit 15 cărți, dar cele mai importante, fugi de aceea. Păi cum adică? Martin Luther spune, mă tem de omul care citește o singură carte. Deci Martin Luther, știi la ce s-a referit? Mă tem de omul care citește numai Biblia. Că noi știm, mai ales care suntem evanghelici, că Biblia este cartea de căpătii. Dar pe lângă ea trebuie să mai citești și altceva, că faci tot felul de interpretări. Și acum, știi ce face flăcăiașul ăsta? Își dă cu părerea. Într-o zi își dădea cu părerea cum să fie sistemul de învățământ în România. O persoană care abia terminase liceul. Un flăcăiaș care, deși e pe munții de bani și este foarte căutat de tineri, este mare influencer, dar el nici măcar n-a făcut 3 ore de facultate, s-a retras de la facultate. Și acum, să revenim la chestia asta, nu neapărat că ești o vedetă de filme, că ești jucător de tenis, de fotbal, că ești manelist sau cântăresc de muzică populară, sau poate un om urcat pe munții de bani, asta nu înseamnă neapărat educație. Adică dacă tu ai ajuns undeva, nu like-urile sau follower-ii care sunt pe rețele de sociale dă valoarea cuiva. Din nefericire însă, educația la ora actuală, oamenii nu pun preț pe ea. Adică nu pun preț pe ceea ce înseamnă valoare din punct de vedere moral. O persoană în societate se și vede. Deci un om cu cât citește mai mult, cu cât este educat mai mult, cu cât are un limbaj, să zicem, mai colorat, cu atâta omul ăla are o influență mult mai mare. Și apropo de chestia asta, ca să-ți spun, mi se întâmplă și în România și chiar și la voi în America. Eu am un limbaj mai colorat, nu că sunt prost, ci oamenii nu mă înțeleg. Oamenii vor să meargă numai pe o linie, dar noi nu putem să fim numai alb, că numai alb e la spital, știi? Noi trebuie să fim un pastel de culori, că atunci când te urci pe un deal și un asfințit de soare și o pădure care este ruginită, ești super încântat, dar dacă te duci undeva și ai văzut, nu știu, numai alb, poate că fii plictisitor. Cam asta trebuie să încercăm Ai punctat foarte bine și ai pomenit două cuvinte, informație și valori. Și cred că este foarte important să facem conexia sau să facem legătura dintre, practic, ce este educație. Este doar acumulare de informație sau este și caracter, valori. Hai să vorbim puțin despre lucrul ăsta, pentru că, așa cum ai spus, trăim într-o societate care promovează foarte mult lucrurile acestea, care duc spre succes, care duc oamenii undeva spre vârf, dar nu neapărat sub ideea unei educații extraordinare. Haideți să vorbim puțin despre lucrul ăsta, adică să facem legătura dintre educație și caracter. Educația nu este doar informație, ci este și transpunerea acelor cunoștințe în viața noastră de zi cu zi, în caracterul nostru și în felul în care noi ne comportăm. Adică, cum să putem să ajungem la nivelul acesta și să vedem într-adevăr un om care știe să se poarte frumos, un om care într-adevăr putem spune este educat, nu numai în sensul că cunoaște o mulțime de lucruri din punct de vedere intelectual, ci că este într-adevăr un om educat, dovedind asta prin caracterul lui. Cum putem să unim aceste două aspecte? Este o mare diferență între un om care este educat și un om care este intelect. Spunea la un moment dat chiar Roosevelt, dacă nu mă înșel, spune că a educa un om din punct de vedere intelectual și nu moral
înseamnă a educa o amenințare pentru societate. Pentru că sunt foarte mulți oameni deștepți care dețin informații. Dar oamenii deștepți cu informații cărora le lipsește moralitatea, uite ce fac, fac bombe atomice. Oamenii deștepți care n-au moralitate, uite ce fac, fac inginerii financiare și te fură cu legile. Oamenii care sunt intelecți, să zicem, cu IQ ridicat și nu au moralitate, oamenii ăștia fac tot felul de depravaje, oamenii ăștia împing, ai văzut, se face atâta scandal, inclusiv aici în America. Nu, domne, avortul, că cum zice, că sunt pe trupul meu, eu sunt stăpân pe trupul meu, da? Și este mare diferență. În schimb, moralitatea înseamnă educația unui om, adică cioplești pe un om și rămâne ceea ce este bun în el. Și școala asta trebuie să facă. Școala, în schimb, oferă informații. Și îți mai spun ceva, Cosmin. De multe ori biserica oferă numai informații și nu transformare. De multe ori oamenii cred că predica înseamnă informare și biserica vrea să absorbe tot felul de informații, dar nu, predica înseamnă transformare și noi mergem la biserică să ne transformăm. Noi mergem la școală să ne transformăm. Cele mai mari probleme pe care le creează societății sunt oamenii needucați. Dar nu oamenii care neapărat au făcut o școală. În România se vorbește de analfabetism funcțional, pentru că foarte mulți dintre tinerii care au absolvit o școală în ultima vreme, ei știu literele, știu cifrele, pot să citească, dar ei nu pot să după ce citesc, nu pot să facă o analiză asupra unui text. Asta înseamnă analfabetism funcțional. Să citești ceva, să zicem în biserică, citești psalmul 1, tu nu știi să le interpretezi, tu spui anumite lucruri care îți trec prin cap, nu știi care a fost acolo. E, asta se întâmplă cu foarte mulți astăzi. Și mai vreau ca să vorbim că peste chestia asta noi vrem să ne ducem. Educația nu înseamnă neapărat, să zicem, pregătire pentru viață. Educația este viață. Adică un om educat va putea să se descurce în viață. Cele mai mari probleme pe care le creează sistemului societății sunt oamenii cu mai puțină școală sau mai needucați. Păi aici, în America, cine creează cele mai mari probleme, să zicem, societății? Cine umblă cu droguri, cu pistoale, cu oamenii care sunt mai puțin educați? Și acum, în România nu sunt pistoale, dar sunt alte chestii. Ajutările astea sociale, da? Guvernele și noi. Până din cauza că oamenii nu se pregătesc, atunci trebuie să îi susții. Și îi susții cu bani, să zicem, în continuu se bagă bani în oameni care nu vor să se educe. Pentru că le spuneam într-o zi copiilor, mă, zic, știți care este problema? Cine nu vrea acum să amestece matematică cu geografie, va amesteca ciment cu nisip peste câțiva ani. Pentru că e foarte, foarte drept că dacă la tinerețe, să spunem, nu mergi după o educație, mai târziu te trezești că faci anumite munci, e nevoie și de astfel de oameni. Numai că în orice loc ai fi, cizmar, cusătoreasă, dacă ești profesor sau că ești în Parlament sau consulul României, unde să zic, în Bagdad, da? Când ajungi acolo, deci tu trebuie să fii la, să, în fiecare să te perfecționezi și să fii la nivelul maxim care poți să-l faci. Ești brutar, faci cea mai bună pâine. Ești nu știu cine, faci cel mai bun lucru. Ei bine, oamenii nu vor, pentru că oamenii vor câștiguri. Oamenii nu mai vor performanță. Și atunci, pentru că la ora actuală societatea este destul de bulversată și se câștigă mai mult din anumite joburi, să spunem, care nu necesită atât de multă educație, oamenii nu mai aleargă spre educație. M-am dus într-o zi în România, într-un mall, și am văzut un bărbat, da, de etnie de asta romă, și îi spune unei doamne care ștergea praful sau nu știu ce făcea pe acolo. Îi spune, doamne, zice, am o fată, era cu el, avea așa vreo 7-8 ani, am o fetiță la școală, aș vrea să, zice, să îi dea niște cărți, ceva, ca să citească, să cultive. Și femeia s-a dus undeva și i-a dat o enciclopedie, cred că costa vreo 50 de lei. El o ia, se uită, cât costă asta? Zice, 50 de lei. Nu da asta, doamnă, dați-i cărți alea de 2-3 milioane. Pe mine m-a bunit râsul și care mai eram acolo, pentru că el credea că cărțile cu cât sunt mai scumpe sau mai groase, cu atâta poate te educe, dar femeia aia chiar, care chiar era acolo în, nu știu ce făcea, spunea borcane, ștergea praful de pe cărți, nu știu ce făcea, dar o femeie, da? Femeia i-a zis, mă, copilul ăsta are nevoie de această enciclopedie ca să se cultive. El ar fi vrut cărțile să fie groase și a mai văzut ceva, Cosmin, și asta nu înseamnă neapărat educație. Noi când intrăm prin casele oamenilor și vedem biblioteci, când vezi biblioteci, numai niște tâmpiți ca mine sau ca alții bagă mii de dolari sau de euro în cărți. Eu cumpăr cărți ca să găsesc
un titlu de predică sau două idei într-o carte, da? Și mult nu mai o fac, foarte mult fac. E, bine, când intri în casa cuiva, când ai văzut biblioteca, te gândești. Acum când intrăm, oamenii au biblioteci, bibelouri prin biblioteci, o statuie după un Egipt care culmea cine știe ce duhuri mare și aia prin ea și anumite chestii. Dar știi ce a apărut acum în România? Au apărut tapet, cum e tapetul ăsta de aici, cu cărți. Și oamenii care sunt mai înstăriți și anumite vedete și-au umplut peretele cu tapetul cu cărți și ei își fac selfie-uri, chestii. Cine vede zice, bă, ia uite bă ce cultivat e ăla. Dar și... de fapt e doar un element decorativ, exact, nu doar exact, design. Pentru că cărțile alea trebuie să le și parcurgi. Sau spunea cineva, o jurnalistă de la România, de la televiziune, s-a dus să ia interviu unei vedete. Când a intrat, aia a spus, bă, nu mi-am făcut make-up. S-a dus pe acolo, s-a aranjat și a așezat la o măsuță. I-a dat o cafea și a văzut o carte. Și ea a deschis cartea și a început să citească. Și când iese aia de acolo, vedeta, când iese de la baie de unde își făcea make-up-ul, o vede pe jurnalistă citind. Și zice, ce faci, dragă? Zice, citești cărți ca bătrânii? Păi eu când am venit în America, acum eu am citit o carte pe avion. Cred că am fost printre singurii fraieri care am mai citit. Am mai văzut o fată tânără. Bine, nu m-am dus tot avionul. Știi ce făceau toți? Movie, numai filme. Toată lumea, fie că avea pe tablete, fie că se uitau în avion, fie că aveau pe telefoane, numai filme. Ei bine, Instagram-ul, TikTok-ul, de asemenea, nu ți-aduce educație. Îți oferă așa numai niște frânturi. Și asta a venit ca o avalanșă. Normal. Cosmin, este nevoie de oameni educați pentru societate. Este nevoie de oameni educați ca să fie în punctele fierbinți ale societății. Eu sunt profesor în România și când a fost grevă în vara aceasta, pentru că salariile sunt batjocoritoare, mai ales pentru cei care ar trebui să fie debutanți să înceapă, au făcut scandal unii și au început să vină după aceea ăștia care lucrează prin multinaționale, da? Și să strige în România la scară mare prin televiziune, ce statul, cum să ai salariu mai mare la stat decât în corporații? Cum să ai salariu mai mare, nu știu ce, decât să fii la nu știu ce firmă particulară, că noi muncim, că facem? Acum vreau să spun un lucru. Oamenii ăia știu unde au copiii? La școli, nu toți le-au la privat, la școli de stat. Deci tu vrei ca profesorii din România, dau așa un exemplu, să fie cei mai slabi, cei mai fraieri, să nu fie remunerați pentru... Da? Că și asta este un stimulant extraordinar pentru oameni de a face performanță, dar vezi ca copiii tăi să fie foarte educați. Păi cu cine? Adică nu vrei să susții. Și acum ce vreau să spun? În România, în America, oriunde, în serviciile pe care le oferă statul, trebuie să fie cele mai bune salarii ca să fie atractive și să fie oamenii cei mai performanți. Păi eu nu pot, Ministerul de Război, să zicem, al nu știu cui, eu nu pot ca să am oamenii cei mai neperformanți acolo pentru că ei nu sunt remunerați sau în medicină. Să-ți vină doctori după unde, care au fost cizmari până în Italia, să opereze pe creier în România. Nu se poate. Exact asta vroiam să te întreb, pentru că tu ești profesor, lucrezi în învățământ în România și ținând cont de absolut toate aceste lucruri care se petrec și de toate schimbările majore care s-au petrecut în ultimii ani, am vrut să ne spui câteva lucruri despre cum funcționează sistemul, care este statutul profesorilor, despre elevi, ce se întâmplă în urmă cu mai mulți ani, dacă ar fi să facem referire la perioada în care am făcut noi școala, în care am trecut noi prin procesul acesta de educație, într-un sistem de învățământ, lucrurile erau diferite. Spune-ne câteva lucruri, câteva aspecte acum despre ceea ce se petrece, pe nu lângă știu, ceea ce am abordat până acum. Ceea ce a fost mai înainte, învățământul acela clasic cu note, cu oamenii care trebuiau să memoreze anumite lucruri, vin din ce în ce mai mulți corifei, să zicem, au lucrul ăsta noi și spune, domne, nu mai este modern. Copilul este foarte stresat, e, nu știu, în fine, apăsat, nu mai are chef, nu mai trebuie să scrie cu tablete. Acum, pot fi lucruri bune și pot fi și lucruri rele, dar nu poți, oameni, din cauza asta, standardele au început să scadă. Deci dacă în urmă cu vreo 30 de ani, când dădeai bacaloreatul, trebuia să vii să faci un comentariu despre mizerabilii lui Victor Hugo sau să vorbesc, să zicem, nu a fost asta. Dau și eu un exemplu. Să faci o sinteză despre personajele pe care le pune Dostoievski în Frații Karamazov și trebuia să citești foarte mult. Acum sunt subiecte care spun, ești la mare, compune o scrisoare pentru nu știu cine, subiect de bacalaureat, sau alcătuiește o scrisoare de intenție că vrei să te angajezi. Pentru că până acolo s-a ajuns,
că oamenii nu mai știu să facă o cerere de angajare, trebuie să-i dictezi. Sunt o mulțime de oameni care vin și îmi spun și îți mai arunc o bombă aici. Nu ne faci nou un CV? Da, mă, CV-ul ai decât să completezi cu pixul. Zice, dar n-am ochelarii la mine. Dar nu că n-are ochelarii la el. Nu știe. Și eu nu vorbesc că ăia-s tineri sau în vârstă. Ei bine, lăsându-se standardele jos, atunci este performanța din ce în ce mai mică și nu mai suntem performanți. Și știți ce e uimitor? Europa și America au lăsat standardele jos în ce vede învățământul și ne asfixiază asiatici care învață din ce în ce mai mult. Du-te pe la toate universitățile mari ale lumii. Sunt pline de chinezi, de coreeni, de indieni. Da? Pentru că oamenii ăia nu se joacă. Nici românii nu s-au jucat. De-aia nu s-au jucat cu educația. Noi am avut școală bună și mai avem și acum. Numai că acum mai avem vârfuri. Deci în România ceea ce înseamnă educația sunt niște vârfuri care sunt de nota 10, dar ca echipă suntem de nota 4. Pentru că majoritatea, și nu cred că numai în România, asta face societatea la ora actuală, n-a mai pus preț pe educație. Acum, apropo că am zis că s-au aplatizat, da, da, natura, spunea Confucius, natura ne aseamănă, că toți suntem la fel, da? Dar educația este cea care face diferența. Da. Și educația se vede în tren, se vede la restaurant, se vede modul politicos în care te duci undeva, nu te duci, dai tu buzna, că în fine ai o cruce de aur la gât sau cine știe ce funcție ai și dai tu buzna cu unul care ți-e superior ție, că dai tu mâna, că îl întrebi. Nu, se vede educația în bun simț, se vede inclusiv în biserică. Știi unde se vede educația în biserică, Cosmin? La toalete. Păi când vezi metri de hârtie deșirată pe acolo, apă căzută pe jos, oglinzile murdare, îți dai seama cât suntem de educați. Exact despre asta urmează să vorbim în sectorul următor, despre educația în biserică. Stimați telespectatori, vorbim despre educație și despre rolul educației în viețile noastre cu profesorul Nicu Geantă. Vă propun să luăm o scurtă pauză și apoi vom reveni. Am revenit, stimați telespectatori, în studio împreună cu invitatul nostru, profesorul Nicu Geantă, care vine din România și vorbim despre o temă extrem de importantă și anume educația. Am vorbit câteva aspecte, atât legate de lucrurile pozitive, negative, care se petrec în societatea noastră cu privire la educație și acum am vrea să ne axăm puțin pe ideea educației în biserică. Nicu, hai să trecem puțin și să vorbim despre importanța educației în biserică. Este nevoie de educație, este nevoie de informație, este nevoie de pregătire teoretică. Nu vorbim doar despre teologie, ci vorbim efectiv despre educație în biserică. Biserica este cea care produce cele mai mari transformări în oameni. Eu mi-a plăcut chestia asta și vreau să o împărtășesc și cu tine. Spunea la un moment dat Mark Twain, a zis pe mine școala, zice, nu școala m-a educat, zice, a putut să-mi afecteze educația. În școală se duce un tânăr în școală de acasă cu educație foarte bună și întâlnește tot felul de persoane, de tineri de vârsta lui care n-au educație, să zicem, atât de aleasă ca a lui, da? Să spunem că un tânăr de-al nostru din biserică ajunge în școală și o ia încep cu droguri, cu reviste, cu imagini murdare, cu tatuaje, cu chestii și îl poate afecta. Deci școala poate să îți afecteze educația, dar biserica niciodată nu trebuie să ți-o afecteze. Eu n-am auzit că în biserică a venit cineva, să zicem, la un standard de educație și a scăzut la standardul ăla de educație. Nu. Și tocmai de aia diferența între școală și biserică este că biserica chiar modelează caractere. Școala, societatea, serviciu, anturajele, poate să-ți strice din ele. Spunea Abraham Lincoln, când am plecat la școală, la serviciu, la 14 ani, mama, care era o femeie care se ruga, o femeie credincioasă, s-a rugat cu mine și a spus, Len,
Tu când te vei duce acum în fabrică, o să găsești oameni care vor face anumite lucruri, care sunt murdare, len. Tu să rămâi la învățăturile care primi la Dumnezeu. Asta este dovada că biserica este peste societate, adică este superioară. Educația din biserică, care se primește cum să te porți, păi, în biserică este educație financiară, în biserică este educație morală, în biserică este educație sanitară, deci inclusiv în biserică, în biserică e educația asta de relații, de interrelații umane, cum ne purtăm cu alții. Biserica are cel mai multe subiecte, este educație de familie, este educație de școală, este educație pe toate palierele. Deci nu există subiect pe care biserica să nu îl trateze, dar nu îl putem trata nici oricum. Un prieten, dar nu vrem să-i dăm numele la televiziune, îl știi sigur și o să-ți spun, de al nostru din Arad, am fost cu el, cred că prima dată în misiune în România, am fost cu, în România, dar am fost cu el. Și un om foarte, un pastor foarte ok. Ei bine, el avea acest argument că nu trebuie ca să ai multă școală, că Dumnezeu îți dă, că Dumnezeu îți dă, știi, e un proverb ce nu-ți bagă în sac. Și mă cheamă odată la tineret și a trebuit să vorbesc despre Facebook. Când începuse nebunia cu Facebook. Cosmin, eu ca să pot să pregătesc despre Facebook, cred că 8 sau 10 ore am citit, am căutat peste tot, tot felul de informații și am mers pe textul ăla să nu pui nimic rău înaintea ochilor tăi și am avut câteva puncte acolo. Când s-a terminat, a venit la mine, m-a îmbrățișat și a zis, băi, Nicule, eu niciodată nu m-am gândit, eu... Păi ce le vorbeam eu, mă, la ăștia despre Facebook? Zice, nu, mă, acum, zice, m-am gândit, bă, chiar trebuie ca să ai școală. Vezi? Da. Eu nu zic că nu, aici nu jignim pe nimeni, că oricum Duhul lui Dumnezeu îți descoperă, dar îți descoperă ceea ce vei, ce vei ce învăța, ce vei ce acumula. Nu îți descoperă Duhul lui Dumnezeu cum e pe lună dacă tu nu ai călcat pe lună. N-are cum. Nu poți să te duci să vorbești despre Ierihon când tu nici nu știi ce e Ierihonul, că ce să îți descoperă Dumnezeu. Nu zic că nu îți descoperă, dar astea sunt cazuri rare. Ei bine, vezi, oamenii în biserică trebuie să fie educați pe toate palierele. Și educație vestimentară în biserică. De ce trebuie ca să am o educație vestimentară în biserică de bun simț? Mă, ca nu cumva prin comportamentul meu să determin anumite reacții, să zicem, păgâne în mintea unora. Sau nu numai atât. Să nu cumva oamenii care... Nu, spiritualitatea nu se vede prin partea asta, să zicem, de vestimentație, da? Dar sunt oameni care sunt intrigați. Și noi ce facem? Îi determinăm pe alții. Prin comportamentul nostru uneori îi determinăm pe alții nu numai să păcătuiască, dar poate cine știe în ce greșeli se intre sau oamenii ăia să aibă resentimente. Tu poți să fii un om extraordinar, dar că nu ții cont, să zicem, de anumite aspecte sau de unii oameni. Și apoi, educația ne arată, măi, fiind oameni educați, informați, oameni care studie în Biblia, tot felul de lucrări anexe, care ne ducem în contextele în care s-a vorbit, nu mai venim cu încredințări personale. De cele mai multe învățături sunt încredințări personale, lipsesc, repet, Martin Luther a spus, mă tem de omul care a citit o singură carte. Apropo, Cosmin, pe cine a folosit Domnul ca să scrie cele mai multe cărți în Noul Testament pe care au rămas repere biblice, pe Petru sau pe Pavel? Adică Apostolul Petru, Pavel. Păi Petru era și el plin de Duhul Sfânt. Da. Petru se vindeca oamenii numai când trecea pe lângă ei, nu? Și a trăit lângă Domnul și a știut. Dar nu a avut... limbajul pe care l-a avut Pavel, n-a avut educația lui Pavel. Cele mai multe învățături le avem de la Pavel. Dumnezeu a spus Pavel, o să te pregătești unde? Că asta vreau să învățăm cu toți. O să te pregătești unde? Într-o școală, în școala lui Gamaliel, după care vei fi în biserică și vei fi unul dintre liderii bisericii. Da? Vei fi un om, un titan. Pe urmele tale vor cărca mii de oameni. Dacă stăm să ne uităm în ceea ce înseamnă creștinism în România, pe planetă, oamenii care, păi John Wesley când a făcut Great Revival, deci omul ăla a studiat cărți, deci omul ăla a citit, da, toată lumea zice Spurgeon, prințul predicatorilor, păi Spurgeon de dimineață de la 6 până la 12, nimeni nu-l deranja, citea în fiecare zi. Și toți oamenii ăștia care sunt predicatorii ăștia mari au venit pe informații, pe educații, se fac școli. Ei, la ora actuală că ai pus problema cu biserica, tinerii din zilele noastre au oportunitatea aceasta să fie cei mai educați, nu cei mai educați încă, cei mai informați aș putea, au acces la toate resursele, un click distanță, intri în toate bibliotecile lumii. Problema este că oamenii au început datorită societății și a TikTok-ului, să spunem, da? Care este din ce în ce mai puțin, din ce în ce mai puțin, care oferă numai picături, oamenii uneori le este greu ca să mai citească
cărți, tomuri groase. Eu când am fost la facultate ca să pot să fac anumite referate sau lucrări pe care le susțineam, trebuia să merg prin biblioteci, să-mi petrec ore întregi, să conspectez, să-mi fac tot felul de schițe, de fișe, de observație și după care să le pun. Acum nu. Te-ai dus pe un laptop, nu te duci nicăieri, ești conectat la o rețea de internet și ți-ai luat toate informații. E mult mai ușor. Exact asta vroiam să spun și să abordăm un pic lucrul ăsta. Rolul tehnologiei sau importanța tehnologiei în educație. Vorbim atât despre aspectele pozitive ale tehnologiei, cât și despre aspectele negative. Vorbeai despre faptul că pentru pregătirea unei teze de doctorat sau altceva de felul acesta, un referat, era necesar să studiezi, să petreci ore întregi cu nasul în cărți, în biblioteci. Ei, acum, dacă vorbim despre tehnologia la care noi am ajuns și dacă ar fi să vorbim și despre influența inteligenței artificiale în educație, acum poți să le ai pe toate la câteva clicuri distanță și îți face referatul și îți face subiectul și examenul și absolut tot ceea ce este necesar. Care crezi tu, ca profesor, urmărind în școală comportamentul elevilor, că ar fi aspecte pozitive, aspecte negative legate de influența tehnologiei în educația și în formarea omului? Tehnologia este bună, uite, este bună că noi, dacă n-am avea tehnologie, n-am putea discuta asta să ajungă absolut la alți oameni, da, este bună. Dar are și părți care sunt negative. În primul rând, oferă tot felul de informații la grămadă și tu îți selectezi, să zicem, ce anume. Și îți oferă și lucruri care pot să te distrugă, îți mănâncă timp. Tinerii la ora actuală sunt legați foarte mult de tehnologie și cărțile, ziarele, aproape că au dispărut. Sunt la ora actuală persoane care nu mai simt mirosul ăla de carte. Eu am adus o carte acum lui Steve Bonică și el a luat-o și o mirosea, era din România, zice, și spune lui Dan, un prieten de-al meu, de Dan Popescu din Chicago, și zice, măi, uite-te cum miroase a lemn. Adică vezi, oamenii învățați cu cartea până simt și mirosul cărții. Dar nu asta vreau să spun, o să trecem puțin și la partea aia care ai zis-o despre inteligența artificială. Știi ce fac foarte mulți tineri astăzi? Elevi, care sunt și ei mei. Tehnologia asta, au devenit atât de dependenți, de dimineața până seara sunt cu ea și tinerii, chiar dacă au tehnologia la îndemână, totuși nu neapărat la educație. În continuu vor să copieze după telefoane, după laptop. La Facultatea de Geografie din România, măi, la Academia Română, măi, știți ce fac? Vor să copieze, să trișeze. Anul ăsta, aici în America, am văzut, s-a dat examen de titularizare în România, eu eram în America și scrie așa. Zice, profesorii la titularizare au copiat mai mult decât elevii la bacalaureat, cu căști, cu sofisticate. Cu... Și acum toți indignați, zice, bă, da, profesorii, dar hai să fim sinceri, știi care profesori? Ăia care au copiat la baca cu 3-4 ani și au terminat facultatea. Ăia nu sunt titulari. Și tehnologia asta te împinge, de ce? Ai toate informațiile, găsești foarte rapid informațiile acolo, dar nu mai procesezi tu să gândești. Și apropo că ai tot adus aminte de inteligența artificială care ne va face praf. Eram anul ăsta de flori în România și eram undeva la o evanghelizare la Bistrița și primesc un mesaj de la Dani Pelean, este aici în Detroit și zice, Nicu, am vorbit astăzi cu ChatGPT-ul, da? Și i-am spus, măi, fă-mi și mie o predică despre Paște. La voi era Paștele, în România era Rusaliile. Și zice, mi-a făcut o predică despre Paște și mi-a trimis-o. Și zic, măi, fii atent, Deni, uite, zic eu, în 30 de minute merg la biserică și o să vorbesc ceva despre ziua de flori. Ia mă, bagă, că-s curios eu. Și mi-a trimis un titlu, l-am aici undeva prin telefon, dar nu m-am gândit că acum mi-a venit în minte. Mi-a trimis un titlu mai bun decât l-aș fi gândit eu, ChatGPT-ul. Și m-am uitat foarte atent. A fost foarte teologic, pentru că el a adunat din toate predicile de pe net, scrise, evident, nu cred că vorbite, anumite informații și le-a pus. După care îmi spune ăsta peste câteva zile, zice, am dat aici în America Nicolae Geantă. Cine este Nicolae Geantă? Deci ce a scris? L-am în telefon, nu-l citim acum. Ce a scris ChatGPT-ul despre mine, n-a scris niciodată nici măcar criticii literare. A scris mai bine decât toți, că el a luat informație de la toți. Acum, ce se întâmplă cu această inteligență artificială? Foarte mulți tineri, am fost în Viena. Și am vorbit puțin de ChatGPT-ul ăsta și îmi zic tinerii, cineva zice, păi zice, nepoții noștri nu mai fac niciun referat. Le dă de la școală, măi, în Viena, mă, ăștia erau români, în germană, sau la noi în România. Le dă un referat, ceva, nu știu, despre mediu.
și zice, hei, vorbește, hei Siri, sau nu știu, intră acolo, spune-mi și mie nu știu ce. Și le dă referatul tot ce este despre mediu. Ei îl are, îl prezintă, dar nu le rămâne nimic în minte, pentru că asta este problema. Inteligența artificială ne poate ajuta în foarte multe lucruri, este foarte rapidă. Problema este că noi nu rămânem cu informațiile, pentru că educația trebuie ca să-ți rămână, este cea care te duce, să zicem, în viață. Este o comoară care, cum să spun, urmează pe proprietarul ei oriunde se duce. Că dacă ești fără inteligența artificială, dacă ești fără un divider, să zicem, și te-ai dus undeva și tu ai toate informațiile acolo și nu le ai în cap, și nu mai merge divisorul, tu ești terminat. Dacă duci unul care, datorită computerelor, da, știe o mulțime de lucruri și l-ai dus prin Africa și trebuie să supraviețuiască pe acolo, va supraviețui mai greu ca unul care are informațiile în minte, că ăla le are în minte și se poate descurca. Ei bine, partea asta chiar mă gândeam și te trișează, știi? Există un chatbot, se numește, când intri pe anumite chestii de internet, îți apare acolo, ești robot, ai văzut, selectează motociclete alea. Robotul nu poate să selecteze și, apropo, îți pune litere și cifre și robotul nu le poate selecta, că tocmai de aia le-a pus. Ei bine, ce face într-o astfel de situație cineva ca să demonstreze? Zice, i-am dat robotului să-mi facă un lucru anume și trebuia să nu trece de chatbotul ăla, de chestia aia, care, o parolă care o bagi acolo, că nu ești robot. Și robotul zice, nu putea să treacă. Și atunci robotul, inteligența artificială, pune o întrebare, îți dau $5, cine poate să mă treacă pasul următor? Pentru că el nu știa. Și un om care a văzut, i-a primit $5, l-a trecut mai departe pe robot. Poate să fie chestia asta, toți oamenii se sperie. Poate să fie un lucru care va distruge lumea. În schimb, vezi, noi am vorbit puțin acum și nu ne-am gândit la chestia. Noi vorbeam despre biserică. În biserică, oamenii trebuie să sunt educați, dar cu ce îi educăm? Pentru că noi îi educăm cu ceea ce ne educăm, să zicem, în particular, cu ceea ce ne-am educat la școală. Și atunci, evident, prima școală din lume a fost sinagoga, a învățat să scrie, să citească pe Biblie, da? Biblia trebuie să fie cartea de căpătâi, pentru că e adevărat. Biblia este cea care educă, care transformă. Spunea Will Durant, care a scris nu știu câte volume despre istoria lumii, a spus că toate civilizațiile lumii s-au prăbușit când a apărut imoralitatea. Biblia este o carte care păstrează standardele morale. Educația înseamnă moralitate, înseamnă spiritualitate, da? Absolut. Unii vin și vorbesc, zice, nu știu ce pictură este, zice, este ceva, sau folclorul românesc, zice, spiritualitatea românească. Unii cred că spiritualitatea așa, numai îngerii cu aripi. Nu, este educația aia, să zicem, înaltă. Normal că divinitatea, spiritualitatea sfinților este altceva. Ei bine, cu cât biserica are oameni mai buni, mai bine informați, mai bine pregătiți, oameni care sunt studioși și care sunt în fruntea poporului, educă și pe ceilalți, și cu atât societatea se schimbă. Că societatea nu trebuie să schimbe neapărat ceilalți, schimbarea ei înseamnă, începe cu mine și cu tine. Absolut, așa cum ai spus, biserica are un rol extraordinar în educație și l-a avut. Cum anticipai deja, biserica a fost locul în care s-a făcut educație, preotul a fost omul, dascălul, oamenii au învățat să citească pe Biblie. Dacă ne aducem aminte, prima carte tipărită în tiparul lui Gutenberg a fost Biblia, deci biserica are un rol extraordinar în a face educație. Acum, vorbind despre tehnologie, e adevărat că tehnologia ne poate ajuta ca să ne putem dezvolta cunoștințele și să putem să ne educăm mai bine, însă tehnologia niciodată nu trebuie să o substituie elementul nostru individual și personal. Adică omul trebuie să gândească, omul trebuie să-și folosească capacitățile lui, pentru că dacă folosește doar aparatura, cum spuneai tu, în momentul în care aparatura se termină sau se petrece ceva, omul nu mai este în stare să producă randament și să meargă mai departe. Iar cu privire la inteligența artificială, evident, asta este o provocare extraordinară și creează foarte multe dezbateri, foarte controversat subiectul acesta. Probabil că ar fi frumos să-l avem într-o altă emisiune și să-l putem analiza. Stimați telespectatori, vă propun să luăm din nou o scurtă pauză și apoi vom reveni împreună cu invitatul nostru, Nicu Geantă. Thank you.
Am revenit în studio, stimați telespectatori, și vorbim despre educație împreună cu profesorul Nicu Geantă. Am abordat câteva aspecte legate de educația în societatea în care noi trăim, apoi câteva aspecte legate de educația în biserică și acum în partea finală, împreună cu profesorul Nicu Geantă, dar și pastorul Nicu Geantă, am vrea să vorbim câteva lucruri importante legate de educație sau rolul educației în slujirea pastorală. Nicu, spune-ne câteva aspecte despre cât este de important lucrul acesta pentru ca în biserică, în slujirea pastorală, în lucrarea cu oamenii, liderul, omul care slujește oamenii să fie cât mai bine pregătit și cât mai bine educat și instruit în toate aspectele. Cosmin, părerea mea este că pastorii sunt oameni foarte deștepți, foarte informați și au o cultură generală foarte vastă. În ultima vreme nu se mai pune, nu vorbesc neapărat de biserici, societatea nu mai pune accent pe cultură generală. De exemplu, în România a cam scos istoria din școli, vrea să scoată și geografia. Partea asta de cultură, de a învăța cât mai multe, filozofia deja a dispărut după la clasele de a 12, nu toate liceele mai au. Ei bine, oamenii ăștia de multe ori, văd, sunt surprinși. Atâtea subiecte, că sunt subiectele zilei și biserica trăiește în societate, trebuie să ferească. Da? Deci când a fost vorba de pandemie, atâți oameni care au trebuit să informeze și să predice cum poate trece biserica printr-o astfel de situație. Și au fost de-a lungul secolelor atâtea pandemii. Eu chiar am ținut o conferință despre istoria pandemiilor. A fost inclusiv conferință internațională. Și ei bine, lucrurile astea le cauți, le găsești. Vreau să spun că este nu neapărat, este o autoeducație. Oamenii aceștia care pregătesc mesaje trebuie să aibă un timp de dedicare specială cu Dumnezeu și pe lângă ceea ce ne vorbește nouă Dumnezeu, după aceea sunt atâtea izvoare pe care trebuie să le căutăm, atâtea informații. Atâtea lucruri, normal că le și gândim, dar trebuie să le și căutăm, să le citim. Pentru că dacă a apărut problema aceasta, să zicem, ce am vorbit acum despre inteligența artificială? Păi bineînțeles că trebuie să cauți, n-ai cum să le știi pe toate și ca să poți să pui un zid să nu fie lovită biserica, știi? Că biserica trebuie să aibă și protecții, atunci oamenii se informează. Și văd atâția oameni, cărți pe care le scriu. Sunt foarte multe izvoare care ne adapă, să zicem, ca biserică. Dar bine, ca să poți să ajungi la rezultatele acelea, îți trebuie un timp. Din nefericire, la noi, la români, a fost și perioada aceea comunistă, da, au fost pastori care au venit, oamenii au migrat de la țară ca muncitori undeva în orașe. Când au ajuns acolo, au apărut biserici. Comuniștii ne-au băgat numai pe la margine, că noi, pocăiți în România, ne plac bisericile marginașe. Nu știu de ce ne-am vrea în centrul orașului. Mă, Cosmin, orașul, s-a construit orașul european, trama stradală a apărut după biserică. Mă, biserica e în centru. Și în fine, oamenii aceștia, după la muncă, nu știu, mai nepregătiți, mai dăm niște îndemnuri scurte, mai așa, au fost, au rezistat, Duhului Dumnezeu i-a ținut, dar acum e o societate bombardată din toate părțile. Și acum oamenii, auzind în diferite părți, pe toate rețelele, tot felul de lucruri savuroase, cum să spun eu, de inteligență, dacă tu te duci în fața lor și nu ești cel puțin la nivelul celorlalți, atunci e normal că devine boring, plictisitor cumva. Ei bine, ce s-a întâmplat? Lipsa aceasta, hai să nu numim aici educație, lipsa de informare continuă, foametea asta după lucruri pe care trebuie să le aduci oamenilor, bineînțeles, inspirate de Duhul Sfânt, a adus în bisericile noastre de multe ori un limbaj de lemn. Dar nu limbajul, adică sunt nici câteva cuvinte pe care noi tot timpul le învârtim. Spunea un jurnalist la un moment dat din București, zicea despre preot el, că el a făcut teologie ortodoxă și chiar l-am cunoscut în facultate. Și zice, s-a început la un moment dat ca să facă din Mântuitorul Hristos un fel de gumă de mestecat în care introduc toate frazele și condeierii bisericești care să nu spună aproape nimic. Și vezi, lucrul ăsta este, ne arată cât suntem noi de pregătiți de informații. La un moment dat, și vrem să ne ducem acolo, că nu vreau să vorbesc acum de limba asta de lemn care este teoretipie. Este lipsă de putere în vorbe, limba de lemn. Le zici, dar sunt vorbitori și vorbăreți, apropo. Că sunt oameni care vorbesc bine și vorbăreți care spun de toate. Dar ce vreau să zic la partea aceasta, că trebuie ca să ne convingă. Vezi,
să ne convingă ceea ce vorbește. S-a ajuns la o stereotipie, așa, la, nu știu, la ceva care nu rodește. Oamenii s-au obișnuit cu ea. Când apare cineva care are un limbaj mai colorat puțin, e și din tiparele lor. Nu e ok, nu e de nu știu unde, știi? Dar oamenii acum așteaptă pastilele cele mai tari, știi că sunt în doze mici. Așteaptă doze mici, dar care să fie pline de înțelepciune. Știi? Și trebuie să ne bazăm pe alea. Și trebuie ca să ne auto-informăm. Noi nu avem în biserică un fel de demagogie de asta comunistă, să zic așa, că cam aia e limbajul de lemn. Știi ce e demagogia comunistă? Tu mă întrebi pe mine când ne construiești un pod pe aici, că eu sunt politician și eu te învârp în tot Chicago, numai de podul ăla n-ajung, știi? E, cam asta este. Adică nu putem să citim un text din Geneza și să vorbim din Apocalipsa, știi? Sau să vorbim cine știe ce chestii. Și când ajungem acolo la limba asta de lemn, pot să spun că aia ne sărăcește. Pe când oamenii care se pregătesc, oamenii informați, îmbogățești pe cealaltă. Pentru că spunea fratele Richard Wurmbrand, în limba ebraică nu există cuvântul cuvânt. Și zice, cuvântul cuvânt este lesaper. Și lesaper înseamnă juvaier. Și spunea, ai ceva de dat, îmbogățești oamenii, vorbește. Dacă nu, taci. Zice că nu trebuie să-i sărăcești. Cred că ar trebui să scăpăm puțin așa de discursul ăsta, astea, stereotipiile astea, că asta te face să fii absent, să zicem, de acolo. Și să participăm la ceea ce emitem. Vorba lui Andrei Pleșu zice, nu trebuie să fii un emițător care nu participi la ceea ce emiți. Adică tu vorbești și nu participi, știi? Și e foarte drept că uneori limbajul de, nu uneori, de cele mai multe ori, nu numai că e plictisitor limbajul de lemn, dar alungă oamenii de la biserică și ucide bucuria comunicării. Comunicarea aceasta cu Dumnezeu, da? Adică e ceva așa care maschează realitatea și el nu vine din profesionalism. Da, ai punctat foarte bine și cred că noi ca biserică, noi ca lideri, ca oamenii ai bisericii, trebuie să avem suficient curaj și demnitate să ne putem face o autocritică și să recunoaștem și aspectele negative legate de lucrul acesta, că a fost o perioadă în viața bisericii în care poate o mare parte din lideri, din pastori sau din predicatori au neglijat pregătirea profesională, da? Educația, participarea la o formă de învățământ superior pentru ca să fie cât mai bine instruiți și au mers pe ideea că Biblia este suficientă și că ceea ce Dumnezeu ne dă și ne inspiră este suficient. Sigur că Biblia este manualul nostru și este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, care, așa cum spuneam, cum vorbea ea din ori, ne dă educație pe toate planurile și spunea cineva că a citi Biblia înseamnă educație. Însă acum cred că asistăm totuși la un aspect extrem de pozitiv. În bisericile noastre există cea mai mare parte de oameni, de lideri care sunt foarte bine pregătiți, așa cum ai spus. Avem școli de teologie, avem facultăți de teologie, avem licee creștine în care oamenii sunt pregătiți și lucrul ăsta este îmbucurător, trebuie să valorăm și cred că trebuie să încurajăm treaba aceasta. Aș vrea să îți pun o întrebare așa poate personală sau directă. Tu ești profesor, dar ești și pastor. Cum își pregătește pastorul Nicu Geantă o predică? Un mesaj. Da, asta sunt chestii care uneori oamenii sunt uimiți. M-a întrebat cineva tot așa la o televiziune, cum scrii tu articole, că scrii cu puncte, fraze foarte scurte așa. Și am spus, mă, eu când mă trezesc dimineața, acum din nefericire nu mai merg, mă duc cu maxi-taxi la serviciu, deși aveam mașini, mă duceam în maxi-taxi, din ce motiv? Pentru că în mașină nu pot să citesc. Eu scriu predici și la volan, da? Deci sunt oameni în România care știu chestia asta, că în timp merg de acasă până în Oradea, până în Suceava, până în Arad, nu știu unde, și pe drum îmi vin idei și sunt la volan și doar nu opresc în parcări. Scriu pe tabletă direct la volan. Nu odată, am făcut lucrul ăsta, să mă ierte Domnul, da? Bun, și am spus, mă trezesc dimineața, am citit ceva, m-a trăznit o idee, eu scriu ceva, mă duc la școală, am tableta peste tot aproape cu mine, scriu la școală, intru la ore, iară vin, mai vorbesc ceva, așa fac. Dar și cu predicile, caut anumite chestii care să le simt că vin din partea lui Dumnezeu și sunt uneori provocări, cum ai provocat tu aseară, trebuie să spunem, deci eu aseară ceea ce am vorbit, am scris de la de aici, din Wisconsin, până am venit la biserică, am scris la volan, știi? Nu la volan, scuze-mă, condus Cătălin. Erai pasager din dreapta. Da, și m-am descurcat, adică mai ușor. Dar nu, îți iau ore de studiu.
Deci ca să poți să predici ceva și o temă sau să predici o carte la rând, 1 Corinteni sau Galateni la rând, da, ți-a o oră de studiu. Uneori poate să dureze toată săptămâna. Alteori poate să dureze 8-9 ore. Nu cred că ai intrat în dimineața asta la mine să vezi câte hârtii am. Și sunt hârtiile, mă totolez, le arunc, nu-mi place. Adun foarte multe informații. Există și pericolul ăsta, că așa este la mine, având multe informații, după aia mai tot dai prea multe informații, oamenii nu pot să le ducă. Dar cam așa se întâmplă, câteva ore. Câteva ore. După aceea, trebuie să recunoaștem asta, că eu mă bucur, sunt o mulțime de pastori informați astăzi, de pastori care citesc, care au făcut școli și oamenii ăștia sunt dedicați lui Dumnezeu. Dar în schimb, Cosmin, nu trebuie să fugim de asta. Atât în România, cât și în America, sunt persoane care scopul lor nu a fost să devină pastori. Scopul lor a fost să facă altceva și la un moment dat s-au format biserici și au ajuns unii care au ajuns pastori, știi? Și normal că poate n-au ajuns la nu știu ce, la nu știu ce înălțime. Dumnezeu a ținut, că Dumnezeu când aprinde o biserică, o ține acolo. Dar sunt oameni astăzi care citesc foarte mult și sunt atâtea cărți și electronice și asta trebuie ca să învățăm cu toții. Trebuie să fii dedicat. Eu cred că pastorii pentru predici își dedică foarte mult timp, dar după un timp, probabil primii 5 ani, cred eu, primii 5 ani e mai greu. Următorii 5 ani, să zicem cam când ai 10 ani de predicare, devine mai ușor. Dar după vreo 10 ani, în 10 ani dacă ai susținut măcar o dată pe duminică, ai 52 ori 10, 500 de predici. Faci predicile din predici. Adică iei puncte dintr-o parte în alta, ți este foarte ușor, dar dacă ești pregătit. Eu când bătrânii spuneau să nu-ți notezi nimic pe foaie, să, bă, e păcat. Și eu, de când m-am întors la Dumnezeu, apropo că eu nu vreau să spun că au luat, de la 3 luni după ce am mers la biserică, eu am predicat. Că mi-au zis bătrânii, nu vrei să spui și tu ceva. Și eu nu știam ce să spun. Și atunci a trebuit să citesc și prima predică a mea a fost de acolo din alergarea creștină, cei ce alergă la curse. Și a fost cu vreo 4 puncte că am găsit pe undeva, într-o carte, au sărit toți tinerii, toți spuneai, tu trebuie să predici. Și așa am început să predic. Da? Ei bine, în anii ăia, bătrânii care aveam noi la biserică, nu, e de la Duhul Sfânt, e, nu, pe cum, adică să... Și oamenii ăia studiau. Și eu mi-am aruncat toate schițele. Dar de prin anul 2000 mi-am păstrat toate schițele și predicile care le scriu și părerea mea e că am peste 1000 și ceva. Am niște cutii, înainte aveam cutii de pantofi, toată lumea, toți zice, nu, ne, nu, 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 și sunt colegi, nu colegi, sau tineri la care eu le-am, studenți de-ai mei de la școala de predicare sau colegi de-ai mei de la școala de predicare, că întâi am făcut școala de predicare, după care eu am început să predau la școala de predicare și sunt tineri și spun, frate Nicu, dați-mi o idee, dați-mi o ilustrație, de și eu vorbesc, pastori renumiți din România, spun, pune-mi aici ceva. Eu știu că tu ai predicat porunca 1, de pune-mi două, trei idei, sunt în criză de timp, nu mai am timp să citesc tot ce ai scris. Și sunt și ei îmi trimit, știi? Ei bine, și acum când mă sună cineva, eu îi spun, și zice, dar ce dumneavoastră sunteți bancomat de predici? Nu, măi, dar eu am trecut pe acolo, pe unde ai trecut tu. Dar fără să citești. Și sunt comentarii care trebuie citite. Sunt oameni, slavă lui Dumnezeu, sunt peste tot, în România, în America. Mă întreabă oamenii, nu vreau să mai mă lungesc aici, mă întreabă tinerii de obicei, dar e bună ceva România asta la domn profesor? Tot în sondaje, ultimii, ultimii, ultimii. Da, mă, la ce zice e România bună? Pe România are cei mai buni predicatori din Europa. Să uite așa, da, mă, România are la ora actuală cea mai mare forță evanghelică din Europa, deci noi românii peste tot noi în Europa am păzit Europa de biserici. Deci nu s-a dus român. Nu sunt firme, să zicem, în Europa sau în America ale românilor câte biserici s-au făcut. Că românii au făcut asta. Și e adevărat. Școala românească de teologie, să spunem așa, atât în Europa cât și în America, a scos oameni foarte informați. La ora actuală, eu am văzut la voi în America. Sunt foarte mulți tineri aici care, na, ei mai predică în engleză, le e mai greu în românește, dar tineri care sunt școliți și care chiar predică bine. Eu sunt foarte încântat de ei. Ăștia vor duce biserica mai departe, da? Că o vor duce în românește, în engleză, nu, părerea mea e să o ducă mai departe cu ai noștri și să intrăm cu toții în cer la grămadă, adică și bunii și alții, și tinerii și bătrânii. Dar sfatul meu este că atunci când te urci undeva la amvon,
trebuie să ridici oamenii tot Wurmbrand, de la el am învățat, spunea fratele Wurmbrand, cuvântul cuvânt este și davar, știi? Davar înseamnă să spui un lucru real. Trebuie să spui lucruri reale, dar mai este și ceva. Este davar, este le daber și le saper. Și le daber înseamnă ramura cea mai înaltă dintr-un copac. Tu când vorbești, trebuie să ridici oamenii, trebuie să îi îmbogățești. E, asta face școala, educația. Am spus că educația face caractere, că scoate tot mâlul din noi, toată mocerla din noi, că este ca pe principiul al lui Arhimede, când scufunzi un corp într-un lichid, el dislocă un volum cât el. Baci Hristos în tine, dai afară toate prostiile. Baci televizoare în tine, era să zic acum că baci burger, dar nu vorbim despre... Baci în tine anumite lucruri care scot din tine ceea ce este lumină. Pentru că la biserică, biserica nu transmite decât lumină, nu transmite întuneric. Da? Noi la biserică înghițim lumină, înghițim lumină și când ne ducem acasă, înghițim întuneric, să zicem, sau nu neapărat acasă, pe străzi. Sau mi-a plăcut, am discutat odată cu Phoebe și m-am gândit la chestia asta. Phoebe zicea, tată, când oamenii te rănesc, de fapt fac găuri prin tine din care se iasă lumină. Dar acum eu când îți spuneam ție, zic, la biserică ne chinuim de punem, nu cu pipeta, ce, cu, nici cu betoniera, deci turnăm cu cifa în oameni lumină, da? Și Dumnezeu toarnă cu cifa lumină în noi și noi când plecăm din biserică, din cauza societății și anturajului, ne spargem și iese lumina din noi, știi? Da. Da, Nicu, suntem aproape de final, mai avem puțin timp și înainte să încheiem, aș vrea să te întreb un lucru. Tu ești scriitor de carte creștină, știu că ai scris acum recent o nouă carte, Stejarii nu se nasc în ghivece. Nu cresc în ghivece. Spune-ne doar în câteva propoziții puțin despre carte, care e conținutul și cum o putem avea. Într-o zi, soția mea a plantat un pomișor. Pomul e cel care face fructe. Copacul nu face fructe. Ia aud pe unii și zice, uite ce pom și aia sunt rid sidar. Bă, lasă-mă, nu-i pom bradu, știi? Deci tot din educație face o parte. Și l-a plantat și i-am spus, nu. Zice, nu a dat randament. Și am spus, măi, fată, ăsta ca să dea randament și să facă fructe, trebuie să fie plantat afară. Apoi am zis de stejarii nu cresc în ghivece. Poți să ai tu, eu când am fost în Canada și am văzut secoia giganteia, cel mai mare copac din lume, am căutat sămânță, n-am găsit nicăieri. Zic să pun și eu unul în România, că-s câțiva. Ei bine, ăla nu crește în ghivece. Un stejar trebuie să crească în pădure. Și de ce am scris stejarii nu cresc în ghivece? Pentru că sunt oameni foarte educați, oameni foarte buni, numai că ei sunt în ghivece. Ei trebuie să iasă în spații mari. Adică eu nu cred că o trezire spirituală a avut loc vreodată, să zicem, într-un sătuc uitat de nu știu unde. Au avut loc cu oamenii mari în spațiile mari. Nu există niciun mega church. Am scris în carte acolo, în Borodul Bihorului, nu știu dacă tu știi, dar n-am nimic cu oamenii din satul ăla. Sau există la mine Măgura, un sat unde sunt 8 case. Nu poți fie mega church acolo. Mega church e în Chicago sau în nu știu, în Singapore, da? Unde sunt oameni foarte mulți. Ei bine, și am spus așa, Dumnezeu a pus în noi niște valori și în noi este o sămânță de stejar. Ca să putem să creștem stejari, trebuie să ieșim din ghivece și să fim plantați în pădure. Știi? Acum oamenii asta fac și asta vreau să înțelegem cu toții. Să punem mai departe tot ceea ce este de preț în noi și să ieșim afară să creștem stejari uriași. Nicu, am ajuns la final. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să fii cu noi în studio. Îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile absolut necesare și utile pe care le-ai adus. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi. În această zi am vorbit despre educație. Recomandăm tuturor să citească Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că a citi Biblia înseamnă educație. Dorim să trăim într-o societate în care copiii noștri să fie cât mai bine educați, dar de asemenea dorim să înțelegem că educația nu înseamnă doar acumulare de informație, nu înseamnă doar coeficient intelectual mare, ci înseamnă caracter. Vă dorim toate cele bune și vă dăm reîntâlnire la o nouă emisiune.